Salutare copii și bine ați venit la cea de-a treia lecție de tenis. Azi avem nevoie de o rachetă de tenis, două mingi de tenis și bineînțeles oglinda. Nu uitați să aveți lângă voi o sicluță cu apă și un prosop. Azi vom învăța mișcarea rachetei înainte de contactul cu mingea. Începem cu încălzirea, apoi vom face câteva exerciții ușoare pentru dezvoltarea coordonării și a dexterității. Continuăm cu câteva minute de pregătire fizică cu greutatea corpului, iar la final stretching pentru decompresia mușchilor. Este foarte important să înțelegeți că la fiecare antrenament avem câteva exerciții de bază, pe care trebuie să le executați corect pentru a putea trece la următoarele care vor fi mult mai complexe. Dacă nu reușiți să le faceți corect odată cu mine, va trebui să lucrați în plus până le perfecționați. Pe măsură ce avansăm în program, exercițiile devin din ce în ce mai dificile. Dacă reușiți să le faceți, vă asigur că la sfârșitul celor 14 ședințe de antrenament veți fi foarte mulțumiți de realizările voastre. Haideți să repetăm ce am învățat în antrenamentele trecute, ridicarea rachetei de jos și retragerea ei la spate. Lăsăm racheta jos cu mingea pe racordaj și o ridicăm, apoi o retragem la spate fără să ne cadă mingea de pe racordaj. Haideți să începem. Fixăm mingea aici pe rachetă. Numărăm de 5 ori. Începem. 1. Ridicăm ușor. Retragem racheta. Revenim. Și o lăsăm. 2. 3. Patru, încet, și ultima. Cinci. Am terminat. Începem cu lovitura de forehand. Acum vom vorbi despre unghiul de 90 de grade. Mâna împreună cu racheta formează un unghi de 90 de grade, după cum vedeți aici, sau altfel spus, acestea sunt în forma literei L. Poziția rachetei este paralelă cu solul. Locul de contact cu mingea va fi aici. Ne imaginăm că în mânerul rachetei, adică aici, avem un aparat foto, iar înainte de a lovi mingea, va trebui să-i facem o poză. Începem mișcarea brațului spre punctul de contact cu mingea, cu cotul întins, cu mânerul rachetei care este orientat către minge, iar brațul se mișcă în același timp cu umărul drept, iar piciorul drept pivotează. Coordonăm brațul, umărul și șoldul. Repetăm această mișcare de 10 ori. Mușchilor gâtului și începem 10 rotiri spre partea dreaptă. Schimbăm sensul. Acum, brațele alternativ de 10 ori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le rotim spre față de 10 ori, coatele întinse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm sensul. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Acum lateral, ridicăm coatele și întindem. 1, 2, 3, 4, 5, spatele drept, 6, 7, 8, 9, 10. Acum depărtăm picioarele, cu brațele întinse facem 10 aplecări. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Ok, 20 de genuflexiuni. Depărtăm picioarele, ținem spatele drept și începem. 1, 2, până jos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Scuturăm picioarele, respirăm și acum vom face 20 de fandări alternative. Spatele drept, mâinile în șold și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, scuturăm picioarele. Ultimul exercițiu, 20 de sărituri, jumping jack. Suntem pregătiți și începem. 1, 2, 19, 20. Super, ne vedem după pauză. Fixăm priza cu mâna dreaptă. Această priză se numește priza ciocan, deoarece ținem racheta în mână ca pe un ciocan. Copii, începem primul exercițiu cu prinderea mingii între rachetă și mână. Vreau să mă asigur că toți ați învățat să-l faceți corect pentru a putea trece pas cu pas și la următoarele, care vă garantez că vor fi cu mult mai complicate. Vom face 10 repetări, ori 4 serii pentru fiecare mână. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm mâna, mâna stângă, fixăm priza și dăm drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm una, una stângă, fixăm priza și dăm drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schimbăm. 8, 9, 10. Schimbăm una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sosit momentul să învățăm cel mai iubit exercițiu de către toți copiii. El nu este practicat doar de către copii, ci și de către absolut toți tenismenii de pe întreaga planetă. Cu mâna stângă ținem mingea, lăsăm racheta jos, o ridicăm pentru fixarea prizei, iar după aceea lăsăm mingea să cadă, o lovim o singură dată. Încercăm să lovim mingea cu mijlocul racordajului, apoi o prindem cu mâna stângă. Vom repeta de câteva ori și apoi vom trece la exercițiu. Lăsăm racheta jos, fixăm priza, dăm drumul la minge, o lovim o singură dată, iar apoi o prindem cu mâna stângă. Exersăm de câteva ori, încă o dată, dăm drumul la minge, lovim și prindem. Dăm drumul la minge, lovim, prindem. Acum batem mingea în jos 30 de secunde ori 5 serii. Vă rog să controlați racheta din încheietură să nu fiți nevoiți să mișcați picioarele. Începem. Scuturăm brațul. Începem următoarea serie. 30 de secunde.
Scuturăm brațul, respirăm. Treizeci de secunde. Scuturăm brațul, respirăm. 3 zeci de secunde. Super! Scuturați brațul și ne vedem după pauză. Ținem racheta în fața corpului, iar mâna dreaptă la nivelul șoldului. Așezăm mingea pe racordaj și începem să alergăm 30 de secunde ori 4 serii. În timpul acestui exercițiu va trebui să privim mingea și să nu mișcăm mâna. Dacă se întâmplă să cadă mingea, va trebui să o puneți la loc pe racordaj și să continuați exercițiul până la capăt. Începem! Prima serie, scuturăm brațele, piciorele, punem mingea înapoi pe racordaj și începem. Respirăm. Următoarea serie. Thank you.
Luăm mâna, respirăm. Și începem. Super! Ne vedem după pauză! Vom face genoflexiuni combinate cu fandări. Lăsăm racheta jos și fixăm cele două mingi pe racordaj. Începem cu o genoflexiune, ridicăm mingile, apoi le lăsăm la loc. Facem 5 repetări, apoi un pas în spate și vom face fandări alternative cu 5 ridicări, cu pauză între ele. Începem. Prima dată, 5 genoflexiuni, spatele drept și 1, ridicăm mingile, le lăsăm la loc. 2, 3, 4, 5 și le lăsăm. Perfect. Acum, picioarele în spate. Facem prima dată fandare pe piciorul drept. Ridicăm cu mâna stângă mingea, apoi revenim. Coborăm înapoi în aceeași poziție, lăsăm mingea la loc și revenim. Urmează piciorul stâng, fandare, iar acum ridicăm mingea cu mâna dreaptă. Revenim, pas înapoi, o lăsăm. Și acum vom face 5, în total 5 repetări. 1, revenim, 2, 3, 4, 5, ok, revenim lângă rachetă, respirăm, fixăm picioarele și începem genuflexiunile. 1, 2, 3, 4, 5, super, pasul în spate, fandări, 1, 2, 3, 4 și 5. Respirăm.
următoarea serie. Fandări. Cinci. Inspirăm. Scuturăm picioarele. Începem. 1. 2. 3. 4. 5. Pas în spate. 1. 2. 3. 4. Și 5. Respirăm. Ne relaxăm și ne vedem după pauză. Copii, ținem mingea cu mâna dreaptă. Acum o mutăm în mâna stângă, apoi pe la spate la fel, da? Din stânga în dreapta. Și iar la fel continuăm, da? În acest sens, din partea dreaptă spre partea stângă. Ia uitați, din mâna dreaptă o mutăm în mâna stângă, în fața corpului și în spatele corpului. Ok? Și invers, cu mâna stângă o mutăm în mâna dreaptă. La fel. Da? Ok, acum începem. Prima serie, 30 de secunde. Dăm drumul la cronometru, mutăm din mâna dreaptă în mâna stângă. Dreapta, stânga. Din dreapta în stânga. Priviți în oglindă. Stop. Acum schimbăm sensul. Cu mâna stângă mutăm mingea în mâna dreaptă. La fel, 30 de secunde. Dăm drumul la cronometru. Priviți în oglindă.
Și stop. De data aceasta vom alerga și vom muta mingea din mâna stângă în mâna dreaptă. Începem 30 de secunde și dăm drumul la alergare. Și în același timp mutăm mingea. Ok, prima serie. Începem seria următoare. Mutăm mingea din mâna dreaptă în mâna stângă. 30 de secunde. Coordonăm și picioarele și brațele. Respirăm. Nu vă grăbiți și stop. Ok? Acum vom face acest exercițiu, mutăm mingea, în același timp ridicăm piciorul, genunchiul piciorului drept, da, pe sus, ia uitați, da, apoi piciorul stâng, da, o singură dată piciorul drept, o dată piciorul stâng, apoi de două ori piciorul drept, 1, 2. Piciorul stâng, 1, 2 și vom face piramidal până la 10. Începem, sunteți pregătiți? Îi dăm drumul prima dată cu piciorul drept, numărăm împreună. Și 1, 2, 3, 4, 5 6 2 3 4 5 6 și cu piciorul stâng 1 2 3 4 5 6 de 7 ori 1 2 3 4, 5, 6, 7, piciorul stâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ori piciorul drept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piciorul drept de 9 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stângul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și ultima de 10 ori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piciorul stâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luăm o scurtă pauză și ne vedem după. Coborâm jos, după cum vedeți la mine. Ridicăm călcâiele sus, deasupra pământului și ne păstrăm echilibru aici pe spate. Încercați câteva secunde să vedeți. Ia să vedem încă o dată. Păstrăm spatele drept. Echilibru corpului la jumătate. Călcâiele sus. Luăm mingea și facem același exercițiu. Din mâna dreaptă mutăm mingea în mâna stângă. Cu picioarele în aer. Ia uitați. Vom face o serie de 30 de secunde. Da? Într-un singur sens. Apoi vom face cu un picior genunchiul piciorului drept va fi sus, da? Și vom muta mingea odată aici, apoi schimbăm piciorul,
cu piciorul stâng, da? Și vom muta aici. O dată dreptul, o dată stângul. O dată dreptul, o dată stângul. Ia uitați. Da? Deci un minut ambele serii. Ambele exerciții, un minut. Ok, sunteți pregătiți? Ne fixăm poziția pe saltea. Ridicăm picioarele, pornim cronometru și dăm drumul 30 de secunde. Începem. Păstrăm genunchii sus, spatele drept. Ținem echilibrul. Încă puțin. Și stop. Respirăm. Sturăm puțin picioarele. Poziția aceasta. Ok. Iar acum picioarele pe rând. Genunchiul drept, genunchiul stâng. Respirăm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură. Încet. Lucrează și abdomenul. Și picioarele. Încă puțin. Și stop. Super copii, v-ați descurcat minunat. Ne vedem după pauză. Copii, începem exercițiile de stretching. Prima dată încrucișăm picioarele, apoi ne aplecăm cu genunchii întinși, brațele întinse și încercăm să atingem cu vârful degetelor pământul timp de 30 de secunde. Respirăm adânc și ne relaxăm. Încercați să nu vă ridicați, să rămâneți în aceeași poziție. Respirăm. Ușor ne ridicăm, foarte încet. Îndreptăm spatele. Revenim în poziția inițială, apoi încrucișăm invers picioarele și ușor ne aplecăm, foarte încet, atingem cu vârful degetelor, 30 de secunde. Ușor, ne ridicăm și revenim. Lăsăm cele două mingi jos în fața corpului, ne aplecăm în genunchi, păstrăm spatele drept, ridicăm brațele, timp de 30 de secunde, ne mișcăm foarte încet.
Controlați-vă respirația. Și le mișcăm la fel. Respirăm. Ok. Luăm mingile. Iar acum, ridicăm brațele lateral, până sus, le coborâm și respirăm. Ușor le coborâm. Schimbăm în față, până sus, le coborăm încet în jos și expirăm, spatele drept, coatele întinse, încet. Lăsăm mingile jos și ne ridicăm. Iar acum depărtăm picioarele pe rând, atingem cu capul genunchiul stâng 30 de secunde. Ușor ne ridicăm, schimbăm piciorul. Super! Aceasta a fost cea de-a treia lecție de tenis. Ne vedem data viitoare la următoarea lecție și nu uitați, dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, dați-mi un mesaj pe Instagram, Lucian_tennis, și putem lucra împreună. Pe curând!